Veste tristă chiar de 1 mai! Marcel Boloș a anunțat care categorie de români vor avea salariile diminuate. Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, nu are vești prea bune pentru angajații din sistemul public. Cu toate că Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, va aduce fonduri suplimentare României, obligațiile asumate prin acest proiect vin la pachet cu o serie de plafonări și diminuări salariale. Principala măsură a legii salarizării negociată în PNRR se va reflecta în drepturile salariale ale angajaților de la stat. Veniturile acestora vor scădea după ce sporurile vor fi plafonate la 20% din salariul de bază. Anunțul lui Marcel Boloș. Avem procentul de 20% maxim bugetarilor, avem maxim. Putem să avem 100 de sporuri. Poate este un exemplu deplasat. Vom avea un plafon la salariu de bază, nu la fondul de salarii. Aici s-a dat mandat din partea guvernului să încercăm la cheltuielile cu salariile. Nu știu cum vom reuși, a precizat duminică seara Marcel Boloș. Totodată, oficialul de la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a subliniat faptul că numărul bugetarilor trebuie revizuit. Ministrul mai precizează că măsura trebuie adoptată pentru a se reduce semnificativ indicatorul legat de cheltuielile salariale. Scenariul 2 constă în revizuirea numărului de bugetari. Acest scenariu trebuie asumat politic, este o decizie de coaliție. Va trebui să fie o reducere semnificativă a indicatorului legat de cheltuielile cu salariile. Nu vreau să bulversez pe cei din sectorul public, dar e o realitate reforma, e scrisă în negru pe alb în PNRR, potrivit Antena 3. Afirmația ministrului a fost făcută la scurt timp după ce principalele partide de guvernământ au respins propunerea de tăieri salariale. În aceste condiții, Marius Budăi, ministrul muncii, a precizat că structura legii salarizării nu prevede reducerea drepturilor bănești ale bugetarilor. Totodată, Budăi precizează că România și-a asumat prin PNRR ca angajații sectorului public să nu obțină sporuri care să depășească 20% din veniturile salariale. Precizările ministrului Marius Constantin Budăi Scrie în PNRR că trebuie să venim la o masă de sporuri de 20% pe individ. Vom vedea. Lucrăm la construcția legii salarizării, dar în niciun caz în sensul tăierii salariilor, sub nicio formă. Nu am avut această discuție acum, în coaliție, ar lucrăm la legea salarizării și probabil acolo vom discuta pe rearanjarea coeficienților. Dacă legea salarizării nu ar fi fost pusă între paranteze și ar fi ajuns la nivelul maxim din 2022, cu siguranță și rezolvarea inechităților ar fi avut un impact mai mic pentru că am fi știut ce avem de îmbunătățit. Din păcate, tot un guvern de dreapta a pus și legea salarizării între paranteze, a precizat Marius Constantin Budăi. În carul unei conferințe de presă susținută la Ploiești, Budăi a subliniat faptul că partidele aflate la guvernare nu au luat în calcul diminuarea salarială a angajaților care obțin venituri mai mari decât cele a președintelui Klaus Iohannis. Nu am avut această discuție acum, în coaliție, ar lucrăm la legea salarizării și probabil acolo vom discuta pe rearanjarea coeficienților. Dacă legea salarizării nu ar fi fost pusă între paranteze și ar fi ajuns la nivelul maxim din 2022, cu siguranță și rezolvarea inechităților ar fi avut un impact mai mic pentru că am fi știut ce avem de îmbunătățit. Din păcate, tot un guvern de dreapta a pus și legea salarizării între paranteze, a explicat Marius Constantin Budăi. Ce beneficii sociale există? Totodată, Ministrul Muncii a adăugat că deși România nu trece printr-o perioadă fericită, pentru Partidul Social Democrat pachetul de beneficii sociale reprezintă o linie peste care Partidul nu poate trece, potrivit Antena 3. Am spus foarte clar că o strângere a șurubului trebuie și din partea statului, din solidaritate pentru cetățeni. Și atunci, la Ministerul Muncii, deja de ieri, miercuri nere, am semnat un ordin și am redus cu 20% și în unele locuri chiar cu 30% consumul de combustibil, studiem foarte bine și am cerut agențiilor din subordine ca acele achiziții de bunuri și servicii care mai suportă amânare, că necesitatea s-a demonstrat la construcția bugetului să fie amânate și de asemenea deplasările, atât interne cât și externe, acolo unde suportă, să fie cuplate între ele, să fie amânate dacă se poate dar. Nici de cum pe spinarea cetățenilor României, a punctat Marius Budăi.